Aș vrea să vă mulțumesc pentru această seară în care este bine că ne-am întâlnit, așa cum s-a spus, în duhul lui Eminescu, pentru Eminescu. Mulțumim doamnei Mimi Corina Carmina Cojăcare, nu? Iertați-mă, pentru faptul că a propus această temă, mărginire într-o nemărginire, viziune mișină asupra relației om-Dumnezeu. De fapt, așa se spune că măsura lui Eminescu este nemărginirea. Am fi avut mai multe, dar din păcate s-a defectat și asta și poate că este bine așa. L-am fi vrut să-l ascultăm pe Arghezi, deci îl ascultam vocea lui, în care îl numește, este un sfânt al gherșurilor românesc, sau pe Petre Țuțea, care numește, dă această definiție, să nu, Eminescu este o sumă lirică de voievozi. Mulțumim de asemenea și doamnei Marta Catone și Brândușei pentru recitare. Ne pare rău că, nu mai avem, dar probabil că ne vom mai întâlni tot așa pentru Eminescu. Eu aș vrea să mai vorbesc doar 5 minute despre Eminescu și Biserica Ortodoxă și Ortodoxia și am găsit niște texte, deci mărturii care răsfarnă tot ceea ce se spune despre Eminescu, care a fost ateu. Mulțumim de asemenea și ne bucurăm că l-avem în mijlocul nostru la Sfânta Liturghie pe dragul nostru Mihai Prepeliță. A fost revelatoare această mărturie a unui cilian precum Alvaro, care a văzut, a făcut o, cred eu, o analiză impresionantă a ceea ce înseamnă Eminescu pentru limba română și a pătruns în matricea limbii române prin Eminescu. Vă mulțumim tuturor pentru răbdare. Să știți că este un exercițiu, este o asceză. Cred că cineva spunea așa că a intra, a te apropia de inima celuilalt, înseamnă a face o asceză. Este mare lucru să avem răbdare să ne ascultăm. Nu prea mai avem răbdare să ne ascultăm. Nu știu de ce ne grăbim. A fost o întâlnire de suflet, așa cum a spus și Alvaro, în această seară. Și vă mai invităm și la alte întâlniri. Vom continua. Dumnezeu să ne dăruiască acest duh al limbii române, care este și, printre altele, limba vechilor cazani, este și limba Bibliei de la București, pentru că e primul monument de limbă, cultură și spiritualitate românească, 1688. Și în același timp, ceea ce spune Alexandru Mironescu, noi am început, de fapt, aceste seri cu pedagogia rugului aprins, ceea ce spune Alexandru Mironescu, probabil că s-ar fi înfăptuit, dar Eminescu este un moment al spiritualității române și al limbii române. Ar fi interesant, totuși, altă dată să vorbim despre Biserica Ortodoxă și Mihai Eminescu. Alexandru Mironescu a regretat faptul că nu a reușit Eminescu, probabil că nu avea nici această posibilitate, să se apropie de ceea ce înseamnă isihasmul românesc. Isihasmul românesc, care însemna Vasile de la Poiana Mărului, Paisie Vericicovski și apoi rugăciunea inimii, care a fost în centrul rugului aprins de la Mănăstirea Antim. Dar, dincolo de toate, înțelegem un lucru pe care l-a spus Alvaro și cred că l-a mai spus cineva. Poetul este într-adevăr un înger pentru neamul lui. Poetul este un profet și dacă citiți, nu numai poezia lui Eminescu, dar s-au publicat articole politice. Și ați văzut? Este profetic. Deci, doamna s-ar potrivi perfect și astăzi. A citat doamna, cred că doamna Mimi a citat. Deci, poetul este un profet, dacă este poet adevărat. Și Eminescu este poetul prin excelență. Este
un profet al neamului românesc. M-am întrebat de ce un gânditor de altfel din secolul 20 se întreba de ce în Republica lui Platon nu au loc poeții. Știți că poeții au fost amungați din cetate. De fapt, Republica lui Platon era un fel de tiranie. Tiraniile nu se pot face cu poeții. Poeții sunt cei mai lucizi. Poeții nu pot fi controlați. Tiraniile nu pot, și domnul Mihai Prepeliță este o mărturie, tiraniile nu pot să-i controleze pe poeți. Încă o dată vă mulțumim și Doamne ajută! Doamne ajută.